băurește o pitulice, o pizdulice. Și mă urește de-a pe zile. E o pistă băbăciune, aproape murtăciune. Își trage energia din băiat. Dar mă urește. S-a conectat la mine. Ce pula mea făceam? Am tras o lavă. Dar aia s-a putut conecta imediat la mine. Deci a imediat. Ai mă dat creierii mei cu viteză maximă. Și a urlat despre religii. Păi ce ai făcut în fața lui Maica Domnului? Eu i-am răspuns la pitulice. Am tras o lavă. Tristă că există. Ce ai făcut în fața la Maica Domnului? Nebunica bunica. Păi ce am făcut în fața la Maica Domnului? Că mă uit eu în sus. Într-adevăr era icoana cu Maica Domnului. Ia hai să iau eu icoana cu Maica Domnului și să o întreb Maica Domnului. Uite, o întorsese mintea. Ia uite, fată, nu era doar Maica Domnului, era și Jesus Christ. Și s-a speriat copilășul. A zis, oh, băi, ce ai făcut în fața la Maica Domnului? Băi, nici nu m-am uitat la Maica Domnului. După aia m-am uitat. Ia uite, băi, ce-a făcut Maica Domnului. Și am zis, mamă, triple connection, ce pula mea. Dar fii atent că pizda e connection mai de mult timp. La un moment dat țipă în căpățâna mea. Cristinel! Păi că bă, Cristinel pula de fier. Pe mine nu mă cheamă Cristinel. Mă cheamă Dar. Cristinel! Păi zis, wow. Că atunci când eram cu soția mea, și asta m-a văzut Cristi la un moment dat. Făceam și noi sex, ca soțul și soția. Și aia când a avut orgasm, a început așa, a dat ochii peste cap la băiat și urla, Cristi! A tăcut în gura mea. Mă da. Pula mea, trebuie să-ți arăt și buletin. Ce pula mea. A zis, deci nu ești prima care m-a văzut Cristinel. Și am zis, bă, gata. De acum încolo mă cheamă Cristinel cu pula de fier. Ba nu, Cristina Lucifer, cu pula de fier. Eu nu sunt Luceafărul Huilei, sunt Luceafărul Lignitul Infinitul. Și ce? Mă duc la Corina Chirilor, o să mai bagă ea ceva. Oprinde, pe fapt. Și zic, Corina! E boritura aia! Aia, păi, o iubesc pe fată. Și pe mine, de ce nu vrei să mă iubești? Ce pula mea zice acolo? Aia, vorbești așa urât cu pula mea? Băi că, ai repetat după mine. Face ca romanul ăla, lui Ion Minciulescu, corige la limba română. Hai că ești repetent la limba română. Sunt premiantă. Eu fac pare că asta în școală era de aia cu coronițe, păchelie. Zic, băi.
Eu am... În toată școala mea am făcut o varză capră, ca aia de la tribunal, că se certat ca țării capra și am mâncat varză. Cum? Era doi țăram proști. Sărise capra la unul și am mâncat varză. Wow. Nu pare, nu știu de ce am venit aici să mă divorțez, dar ăștia am zis, wow, o nebunit bravo ca ăștia. Îți dai seama ce-a făcut capra de a sări gardul și am mâncat-o la varză. A zis, mamă, cât o costa varza asta? Era cea mai scumpă varză după planetă. Este același nip ăla în amoarea proprie și personală, că i-am mâncat varză. Da, dacă i-am mâncat salata, nu știu. Mai băgat un proces, dar n-are nimic ăla și alt mute capra. Ia mai surfată până mea. De ce? Mai vreau oare să mă dea judecat încă o dată?